Restructurarea instituțiilor de concentrate va însemna și noi disponibilizări de personal, dar este posibilă și desființarea unor astfel de instituții. Purtătorul de cuvânt al PNL Giurgiu, Ionel Muscalu, a declarat că intenția puterii este de a continua demersurile pentru reorganizarea administrativ-teritorială. Traian Băsescu moare de ciudă, ca să zic așa, cu ghilimele, ca pe tineretului, că n-a reușit să facă această reașezare, reorganizare a județelor din România, o continuă la nivelul de concentratelor și până la urmă, probabil că până la toamnă, mulți dintre cei care sunt în momentul ăsta angajați ai statului vor rămâne acolo doar dacă vor trece la partid sau dacă vor asculta orbește de șefii semitocți și incapabili pe care i-au. Ionel Muscalu a anunțat că nu peste mult timp va face dezvăluiri despre șefii instituțiilor instalați pe criterii strict politice de PDL. Trebuie să arătăm cine sunt cei care au fost puși să conducă instituțiile statului, a precizat Muscalu.